Este o plăcere să formez o pereche, Japonia, Republica Moldova, și împreună reprezentăm Republica Moldova. Întâmplător am descoperit dans sportiv. Prima dată în viața mea, în sala de dans sportiv, când am avut vârsta de 48. Am început și doar ca un hobby. Și n-am avut de gând niciodată să particip la un concurs. В кадрянке танцевала. И потом был большой перерыв уже, 20 с чем-то лет я не танцевала просто. И даже не знала, с чего начать. A putea intra și a concura într-un concurs internațional nu este o treabă ușoară. Trebuie să ai multe ore de antrenament. Он очень скромный, хороший, старается все делать. Ну, хороший человек, как партнер и как человек. Спокойный, пошел даже учить русский ради меня, чтобы понимать хоть что-то. Так, am început ca un amator, acum noi putem că el a devenit un sportiv de performanță. Și asta e un exemplu pentru alții care la noi locuiesc în Moldova. Bravo ambasadorului că el ne dă exemplu. Chiar sunt dans, măcar de noi să cătim, noi suntem cei mai buni dansatori. Eu consider că sunt un om sau un dansator extrem de norocos. Pentru că tocmai am fost primit la clubul Codreanca, un club cu un nume mondial.